Bătrâna de 83 de ani din satul Buzoian Sălcioara locuia împreună cu unul dintre fiii săi. Ieri după amiază, bărbatul a plecat până la magazin, iar când s-a întors, a găsit casa în flăcări. Când am venit să vedea fumaș, când a început de... Da, da. Din bucătărie a luat foc de unde? Păi eu știu cum a dat ea. Credeți da. Că mama dumneavoastră a dat foc? Da, da, ea a dat. Am mai zis, astea nu-i prima dată, că dau foc și pui foc la casă. Da. Are probleme da. De sănătate? Da, cu capul, cu depresia. Până la sosirea echipajelor de pompieri, vecinii au sărit în ajutorul proprietarilor cu găleți cu apă și au reușit să le salveze animalele din grajd. Oamenii spun că bătrâna avea probleme psihice și deseori amenința că va da foc la casă. A sărit vecinii, a scos gălese cu apă, au scos animalele din spate de acolo, nu se putea că deja în bucătării de unii a inițiat focul, incendiu, deja era cum. Am spart geamurile. În spate avea, cum avem noi toată lumea la țară, chilierul, cum se zice, și cred că s-a dus acolo în spate. Și cum au dat cu apă pe partea cealaltă, a reușit și s-a salvat, dar eu n-am crezut că e moart. Am fugit în spate. Mi s-au urcat bășici. Am scos animalele de acolo. Am reușit, i-am scos calul, vaca, vițelul și cu asta și atât. Altceva ce spun. Credeți că proprietarul ar fi dat foc? Ce știți, așa, a dat probleme? Eu așa cred, de mult l-a amenințat. Nu e prima dată, a încercat să și mai tai în pe parcurs. Au avut probleme. E un pic cu așa... Nu? Pompierii din Râmnicu Sărat au intervenit cu două autospeciale pentru a stinge focul care se extinsese la casa din Paiantă pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. Ei au reușit să o salveze din flăcări pe proprietara casei. Bătrâna a fost preluată de o ambulanță și transportată la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat. Am constituit rapid un binom de pătrundere, am intrat în casă unde am găsit bătrâna pe care am scos-o, am salvat-o și am predat-o serviciului de ambulanță. În continuare desfășurăm activități de lichidare a incendiului în limitele găsite. La acest moment nu mai sunt focare, acționăm pentru stingerea ultimelor bucăți deja găsite. În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că incendiul s-a produs cel mai probabil din cauza folosirii intenționate a focului pentru a genera incendiul.